eram în live cu voi și s-a întâmplat ca un om care este șofer să mă salute și să spună: vă vrem sus, Doamne, rupeți-i în două. Ei, pentru aceste lucruri ăștia mă denigrează și denigrează partidul SOS România, ceea ce este mișelesc. Este că cel mai apropiat om care trebuia să fie stâlpul de încredere a ales să trateze. Nici o problemă. Eu sunt femeia de oțel. Voi sunteți românii mei de oțel. Pentru că ați reușit în toată această perioadă să rezistați și să vă opuneți. Bravo vouă, românii mei! Bravo vouă, am toată încrederea că împreună îi vom da jos pe acești cântari și îi vom strivi. O să-i distrugem cu totul, o să le distrugem rădăcinile, o să le smulgem și le vom da cu atâta insecticid încât să niciodată viitor să nu mai poată să mai răsoare câte ceva. Trebuie să dăm exemplu de ordine și disciplină, de constituționalitate și de tot ceea ce înseamnă lege. Legea trebuie instituită. Băi, dacă eu am aplicat legea, inclusiv în partidul acesta, față de o persoană extrem.